FDSC este un centru de resurse la nivel național pentru sectorul ONG. Oferim și finanțări pentru organizații, dar le sprijinim și pe partea asta. Le oferim consultanță, le oferim informații, oferim training-uri pe diferite topicuri. Cea mai mare problemă pe care o avem toți dintre noi, indiferent dacă ne vom asocia, indiferent dacă rămânem în continuare individual, este problema cu desfacerea. Este o problemă de ouă și găina, da? Pentru că clientul vrea să discute cu cineva, cu cine discută. Deci, undeva trebuie să începem. Dacă dumneavoastră vă organizați, dumneavoastră sunteți mai puternici, dumneavoastră negociați, dumneavoastră stabiliți condiții. Iar în ce privește asocierea? Îmi doream de foarte mulți ani să facem lucru. Nu numai eu, inclusiv domnul Bani. Dar de vreo 7-8 ani de zile lucrăm la el. Simt că oamenii au trecut de etapa asta de prezentare și de informare și că, într-adevăr, vor ceva la concret. Încercasem să facem statutul. Da, chiar să am luat niște modele și în decembrie anul ăsta, ce a trecut, 2013, am discutat asta. Urma numai să-l redactăm. Am înțeles. Și să venim cu niște date. N-am mai reușit să ne mai întâlnim așa. E bine să discutăm împreună care este cea mai potrivită și cea mai eficientă formă de sprijin. Dar noi vom lucra cu un grup care va dori să fondeze această formă asociativă. Noi vă vom ajuta pe o parte din obstacolele pe care le-ați spus până acum. Să sperăm că veți reuși de data asta să treceți la etapa următoare. Și cele mai importante două lucruri pe care vrem să le facem împreună cu dumneavoastră este un studiu de fezabilitate vizând ideea sau ideile de afaceri pe care o astfel de formă asociativă le poate dezvolta aici în comunitate și apoi realizarea unui plan de afaceri. Avem sprijinul pe drumuri acum pentru acest proiect. Sunteți și noastră aici. Există un startup de finanțare pentru forma asociativă, dar ea trebuie să aibă o organizare precisă și un plan de afaceri foarte clar. Și da? Chiar aveți certitudinea că o să fiu implicat în acest proiect, pentru că îmi dau seama că este cumva salvarea agriculturii în localitate.